până la un moment dat, când unii frații îl păruiește bine și, mă rog, să bat, e așa, și până ajung să-și spargă capetele, da? Vine altul la Sfântul Pime și zice, băi, nu vezi că se omoară în bătaie. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și în vece vecelor. Amin. Pentru că cine Sfinții Părinții noștri, Doamne, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Am vorbit de plânsul de bucurie făcător și am spus că apa plânsului moaie și sparge piatra inimii. Deci, acum ar trebui să vorbim despre blândețe, nu? Și nemâniere, ca și o consecință firească a acestui lucru. Bun, acum, desigur că noi suntem mult mai familiari cu mânia, cu mânierea, pentru că suntem o societate a războiului, fraților, a urii, a depărtării de Dumnezeu. Scopul nostru însă, fraților, nu este să câștigăm războiul. Scopul nostru este să câștigăm pacea. Știți? Pentru că orice om dorește să fie Dumnezeu, bineînțeles că fără Dumnezeu, da? O întreagă poveste și asta e căderea lui Adam, de fapt. Principala cauza a războiului este războiul dintre erezii, adică războiul, disputa, certurile dintre diferitele opinii greșite, drumuri greșite către Dumnezeu, pe care cineva însă le socotește, le consideră corecte, sau chiar că sunt Dumnezeii lui, adică el ține morțiș de asta, se înțepenește acolo. E, și acești Dumnezei morți, care nasc moarte, diviziune, da, idol, adică, cum sunt, știți foarte bine, banii, averea, puterea, sau, spuneți altfel, plăcerea, averea, puterea, da, așa, pap, materia și cele legate de ea, adică, da, asta, ăștia sunt idolii care ne fac să intrăm în război. Să intrăm în război. De fapt, război este totdeauna înăuntru nostru, fraților. Și intrăm mai adânc pentru că ne apropăm mai mult de acești idoli. De putere, de plăcere și de avere. Soluția aici, fraților, nu este ateismul, pentru că ateismul este cea mai periculoasă erezie, fraților. Cea mai periculoasă credință greșită. Adică credința în sine însuși. Credința în propriul gând, care induce divizarea maximă. Divizarea frontală, fraților, între indivizi. E vorba de egoism, care este coloana vertebrală a omului vechi și drumul către iad. Toate acestea generează folosirea greșită a părții mânietoare, adică ceea ce astăzi noi numim mânia, atacul asupra altora. Trebuie să știm că această mânie este cu totul distrugătoare înăuntru nostru. Putem să distrugem orice dacă o folosim la maxim, dar asta înăuntru nostru, da? Vrăjmașul însă ne îndeamnă să distrugem înăuntru nostru pe frații noștri, pe cei care sunt una cu noi, și dacă vom consimți cu asta, atunci să-i distrugem și în viața reală, pe cât e cu putință. Nu așa, fraților, nu așa. Înțelegeți? Această forță atotputernică, mânia interioară, ne-a fost dată de către Dumnezeu ca să distrugem gândurile rele, să distrugem distorsiunea din noi, să analizăm faptele și să le îndreptăm pe acestea. Și când vedem că vine un gând rău, nu moleșim, nu moțăim, cum spuneam, ca o morsă mofturoasă, și imediat vine gândul, pac, afară, da? Nu primim, nu se primește. Deci ne folosim mânia împotriva gândurilor, nu împotriva persoanelor. Singura persoană împotriva căreia ne îndreptăm mânia e noi înșine. Spune, băi, porcule, ți-e rușine, fii liniștit. Să nu primești astfel de gânduri. Creștinești tu. Așa ne-a învățat Părinte Iosif, să mergeți. Deci niciodată să nu ne îndreptăm împotriva persoanelor, ci totdeauna împotriva păcatului, a distorsiunii, care întâi de toate rezidă în noi și prin această distorsiune vedem pe ceilalți. Singura persoană împotriva a cărei trebuie să ne îndreptăm mânia, încă o dată suntem noi înșine. Da? Curaj, că nu murim, fraților. Din contră, o să devenim vii. O să ne facem vii și fii al lui Dumnezeu cel prea înalt. Da, fraților, pentru că dacă ne mâniem împotriva celorlalți, împotriva persoanelor, asta e o formă de război civil. Înțelegeți? Și cum zicea cineva, ce poate să fie civil într-un război? Ce să zicem? După cum spuneam de foarte multe ori, trebuie ca noi ca persoane să fim toți împreună împotriva problemelor, împreună, fraților. Adică să fiu eu cu copilul meu, eu cu partenerul meu de viață, eu cu ucenicul meu împotriva problemelor și nu eu împotriva copilului meu cu problemele lui sau eu cu problemele mele împotriva ucenicului meu sau a soției mele sau a soțului meu. Înțelegeți? Ci trebuie noi amândoi să fim împotriva problemele, să vedem cum o rezolvăm. Adică nu distrugerea, omorârea păcătosului, ci îmbunătățirea situației, îmbunătățirea procesului,
Trebuie să fie o abordare pozitivă, fraților. După cum vedeți, fraților, blândețea nu are nimic de a face cu blăgirea, cu bătirea existențială, ci din contră este o stare foarte activă, foarte trezvitoare, prin care minimizăm războiul, ruperea, sfârșierea și creștem pacea și armonia, care este starea naturală a sufletului. Să mergeți, sufletul blând e o operă de artă, fraților. O extraordinară operă de artă plină de bucurie. Sufletul știe acesta și caută să facă tot posibil pentru a maximiza această energie necreată a iubirii lui Dumnezeu, a harului lui Dumnezeu în sine. Din cauza aceasta, fraților, nemânierea este dorința nesăturată de smerenie, de necinstire, pentru că smerenia unește, în timp ce lauda, mândria, slava deșartă sunt forme de rupere, de moarte, duc în iad. Da? Știm foarte bine că mândria e cea mai mare patimă și pe diavol din cerul aruncat. Deci blândețea este steara nemișcată a sufletului într-o pace adâncă ce rămâne aceeași și în necinstiri și în laude. Omul blând are conștiința veșniciei sale pe care o dobândește ca dar de la Dumnezeu și nu se mai ocupă de cele lumești decât mai așa ca niște lucruri strict necesare, frate, strict necesare și acestea, cum să zic așa, la marginea existenței sale, adică nu-i atinge inima. Inima sa este în veșnicie cu Hristos. Este nemișcată cu o nemișcare mai presus de orice odihnă și de mișcare, cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul și Sfântul Maxim, da, Mărturisitorul. O nemișcare vie și nu o nemișcare înghețată, nu moarte. O activitate lină, fraților, așa cum planează șoimul la înălțimi. Știți, dacă ne ocupăm de rău, rău crește, ne tulburăm și nu-i bine. Dacă ne ocupăm de bine, binele crește. Să nu căutăm rău un oameni, fraților, că îl vor găsi. Haideți să căutăm binele și îl vor găsi și pe acela. Să mergeți, să avem gând bun. Să facem totul pentru minimizarea războiului, să nu lăsăm să izbucnească războiul din noi. Pentru că, după cum spuneam, noi suntem o civilizație a războiului și nu a păcii. Să nu uităm că războaiele nu încep, ci ele de fapt izbucnesc din străfundul nostru, din străfundul distorsiunii noastre. Este izbucnirea urii ascunse, a ținei de minte a răului. Să legeți, mânia e pofta de a face rău celui ce ne-a supărat. Acum, fie că respectivul este împotriva voii lui Dumnezeu sau chiar face voia lui Dumnezeu. Dacă nouă ni s-a pus pata, fraților, ferească Dumnezeu. Iuțimea, impulsivitatea, este instabilitatea purtărilor și lipsa așezării sufletului. Asta se vede, din păcate, foarte mult la tine de astăzi, o caracteristică care se întâlnește peste tot, înțelegeți? Pentru că asta, din păcate, este potențată la maxim de mediul online și de tot ceea ce înseamnă electronica modernă, adică rețele sociale, aplicații pe celular și așa mai departe. Pentru că ținta acestora este întunecarea minții, fraților. Reducerea la maxim a adâncirii și a adâncimii în gândire, adâncirii noi înșine și adâncimii în gândirea noastră. Se caută superficialitatea umană și scurtarea la maxim a intervalului de atenție. Asta vor să ne facă, fraților. Înțelegeți? Din cauza asta, noi trebuie să facem exact contrarul. Adică să ne oprim, să ne oprim. Stop, fraților, opriți-vă. Prima fază, primul pas împotriva mâniei, a impulsivității, este exact această oprire, fraților, adică să nu deschidem gura când suntem mânioși. Da? Apă în gură, cum spune Părinte Stare Spime. Urlați în pungă, fraților, mergeți în baie, nu escaladați conflicte, nu generați tulburări, nu creșteți fâșierea, nu generați reacții în lanț, pentru că astfel ne fărmițăm, ne pulverizăm și ca și persoane și ca și civilizație. Înțelegeți? Să fim cu scaunul la cap, fraților, zăbavnici la vorbă, cum spune Sfântul Apostol Iacob, și grabnici la ascultare. Dacă vorbim puțin, cuvintele noastre o să fie mult mai ascultate, fraților. Spune Sfântul Isaac Siru, că de multe ori, că am vorbit, m-am căit, că am tăcut, niciodată. Să mergeți. Acum, desigur că asta nu trebuie să fie semn al depresiei și al complexului de inferioritate, ci al iubirii de Dumnezeu și de oameni. Să ne bucurăm de liniște, pentru că uneori cuvintele sunt o formă de violență. Da? Spunea cineva, enjoy the silence, words like violence. Să mergeți. Dacă înaintăm astfel, al doilea stadiu este liniștea gândurilor. Când sufletul se tulbură puțin, tel așa, cum să zic, subțirel. Știți, e o undă de tristețe, așa ca și fulfuitul unui liliac. În clipa respectivă să nu uităm că toți suntem păcătoși și că Hristos ne iubește pe toți. Să nu uităm de veșnicia noastră și să-i uităm pe toți mai presus de orice. Trebuie să-i uităm.
că să uităm și să-i considerăm înăuntru nostru mai presus de orice. Astfel încât dacă ne vine în mintea noastră imaginea aceea de la diavol, plină de ură împotriva fratelui nostru, trebuie să uităm. Și asta uităm în clipa în care ne aducem aminte de veșnicia noastră, de iubirea lui Dumnezeu și că îi considerăm pe celălalt mai presus de orice. Înțelegeți? Asta desigur că nu înseamnă că le facem tuturor voile. Nici vorba. Mintea trebuie să fie încordată, cum spuneam, într-o odihnă mai presus de orice mișcare, luminată și tare, ca să stăm în voia lui Dumnezeu. Acum, dacă, de exemplu, oamenii vor să ne îndepărteze de Dumnezeu, de programul nostru, noi nu vom accepta acest lucru, chiar dacă sufletul nostru vibrează puțin tel, așa, știți, cum vibrează un celular. Cum spuneam că blândețea nu-i blegie. Da? Însă știți ce se întâmplă? Precum la arătarea luminii se retrage întunericul, așa și smerenia, prin delicatețea ei, face să piară toată amărăciunea mâniei, toată iuțimea, toată impulsivitatea, toată încurcătura în mintea noastră. Pleacă așa ca negura, știți? Așa este blândeza, ca și soarele, cu razele lui blânde care apare dintre nori. În această perioadă trebuie să fim atenți că mânia este foarte năpraznică și uneori vine pe neașteptate, declanșată de un declanșator, de o situație, de o persoană, de o întâmplare, ceva de genul ăsta. Atunci trebuie să fim atenți, fraților, cum spuneam, că asta este ca și o mișcare iută, așa, care poate să spargă multe oale într-o clipită, știi, ca și cu păpicele. În timp ce o mișcare domoală le poate duce la destinație, și oalele și păpicele. După asta, știți cum e, dacă s-o aprins țarina, greu mai crește ceva pe asta. Înțelegeți? Dacă însă este pocăință, lacrimile pocăinței, da, atunci roadele acestea cresc mult mai bine. Mult mai bine. Să avem curaj să ne cerem iertare, fraților. Că dacă nu ne cerem iertare, ce nu se pătească oale sparte? Trebuie să ne cerem iertare, să nu căutăm atâta dreptatea legalistă. Asta este foarte important. Să ne mustrăm pe noi înșine și să ne punem în banca acuzațiilor și să ne punem în rânduială, înțelegeți? Să nu spunem că nu contează, însă pe de altă parte nu să cădem în deznădejde din cauza asta. E nevoie de multă atenție la ecoul iadului interior, să nu iasă afară, cum spuneam. Da, cum spuneam, aici ajută foarte mult și gândul bun, să ne gândim cât de mult îi iubește Dumnezeu pe oameni, inclusiv pe Gigi Contra, care ne râcăie acum, și să punem gândul bun, că toți oamenii sunt buni, însă nu știu, nu pot, nu le iese, sau mă rog, sunt bolnavi săraci. Înțelegi ce? Noi nu suntem bolnavi. Da? Să nu fim îngădăitori cu noi înșine și exigenți cu alții, ci invers. Dacă suntem îngăduitori cu ceilalți, atunci și Dumnezeu va fi îngăduitor cu noi. Și dincolo de asta, fraților, este și absurd, să știți. Adică dacă celălalt este bolnav, că îi curge sânge din nas, suntem plini de compasiune. Însă dacă are o patimă sufletească, un păcat, o obișnuință rea, atunci ne mâniem. Fraților, nu e bine. Nu e bine. Știu că aici intră în jos și iubirea noastră de sine, egoismul nostru, care este zgâriat, rănit de boala, patima celuilalt. Însă egoismul nostru este și el o patimă, fraților, înțelegeți? Și ne trage în jos, ne împinge în jos, da? Ne împinge rău de tot în jos, pentru că egoismul e o patimă mare de tot, înțelegeți? Să vă dau un caz, cum trebuie să ne comportăm. Era Sfântul Pime, dinpreună cu frații săi, și cel mai mic era smeritor, era buzitor, cel care râcâie, da? În continuu. Până la un moment dat, când frații îl păruiește bine și, mă rog, se bat, așa, și până ajung să-și spargă capetele, da? Vine altul la Sfântul Pime și îi zice, băi, nu vezi că se omoară în bătaie? Și spune Sfântul Pime, frat sunt, iar se împacă. Celălalt insistă și face nesimțit. Ava, cum? Că ești nesimțit, că nu știu ce. Și continuă Sfântul Pime, zic că n-a fost aici. Înțelegeți? Vorba de pace, nu se face cu tulburare, de blândețe. La un moment dat însă, când aceștia nu mai suportau pe la micu, au zis între ei, haide să fugim, ce să lăsăm pe ăsta aici cu toată chilea, numai să ne găsim liniștea. Înțelegeți? Și au fugit frații pe furiș. S-au băgat de seamă la micu și au venit după ei zicând, hei, de ce nu mi-ai spus mai din timp ca să mă pregătesc și eu, da? Bun, de-au văzut negru înainte ochilor frații, au zis, mai cală Dumnezeu, știi? Și a zis Sfântul Pime, a zis, mai hai frații, o să ne întoarcem înapoi, că nu faceți din răutate, frate. Deci așa e el, știi? Cu niște, da. Așa, puțin niște rotițe mai deosebite, știi, la cap și vrăjmașul face ispită. Înțelegeți? Deci e nevoie de blândețe și nevoie de atenție. Nevoie de atenție pentru a ne menține blândețea. Acum, să știți că și diavolul știu asta și din cauza asta o să facă tot posibilul ca să dilueze atenția, să spargă atenția noastră.
Asta o fac și prin încordarea, înglodarea, încurcarea noastră în grijă, prin punerea lui Gigi Contra în coasta noastră, da? Printr-o serie de ispite zilnice cu aia, cu cealaltă și cu aialaltă, însă și printr-o altă stratagemă, fraților, pe care trebuie să o știm neapărat. Înțelegeți? Deci să zic că vicleni dragi se retrag pentru o vreme ca să neglijăm noi niște patimi mari pe care le avem, pentru că le socotim mici, să le facem bol de nevindecat. Adică să zice că totul e regulă, trebuie să te liniștiți și așa mai departe. Știți cum e. Vulpea se preface moartă ca să prindă găina, nu? E, și dacă găina nu e atentă, o ia vulpea cu fulgi cu tot. Înțelegeți? Din cauza asta trebuie să ne exersăm în fiecare zi puțin. În fiecare zi puțin. Nu prea mult, că la urmă nu o să rezistăm, însă nici prea puțin ca să adormim atenția. Că dacă adormim atenția, atunci o pățim ca și găină și atunci rămân fulgi de noi, înțelegeți? Ei, și atunci cum ne exersăm în fiecare zi câte puțin? Știți, precum o piatră colțuroasă și tare, ciocnindu-se și frecându-se de alte pietre, își netezește natura ei așa colțuroasă, deci așa vârtoasă, și se face rotundă, ca ou se face. Așa și sufletul colțuros și repezit, amestecându-se într-o mulțime de oameni aspre și repeziți, viețuind cu ei, se întâmplă cu el una din două. Sau își vindecă boala prin răbdare, sau, retrăgându-se, își cunoaște slăbiciunea sa, pentru că fuga asta lașă îi arată ca într-o oglindă slăbiciunea. Înțelegeți? Acum trebuie să știți că adevărata înfrângere e atunci când nu învățăm nimic din ceea ce ni se întâmplă. Chiar și dacă suferim de această mânie necontrolată, trebuie să învățăm că suntem plini de voie proprie, de închipuire de sine. Înțelegeți? Blândețea e semnul smereniei, voia puternică e semnul mâniei. Duhul Sfânt Mângâietorul vine în inimile smerite, fraților, și deci în inimile blânde. Și deci nimic nu se împotrivește atât venirii Duhului Sfânt ca mânia, fraților, ca iuțimea împotriva persoanelor. Acum o să întrebați, atunci de ce Dumnezeu ne-a dat o parte mânietoare? Ne-a dat-o, fraților, să folosim împotriva păcatului, împotriva gândurilor rele, cum spuneam, împotriva distorsiunii, a ieșirii din legea naturală a firii rânduite de Dumnezeu. Da? Este curajul duhovnicesc, mărturisitor, fără însă să urâm, să ponegrim persoane. Da? Insist pe treaba asta pentru că este foarte important. Pentru că știți ce se întâmplă? Uneori suntem chipurile virtuoși și ținem în noi până când izbucnim. Aici, frate, nu trebuie să se întâmple și ca să nu să se întâmple treaba asta, e nevoie de spovedanie. Spovedanie la Dumnezeu, să ne jeluim în rugăciunea noastră, la duhovnic, dacă să ne luptați. Și nu este bine să spunem și celuilalt că ne deranjează ceva, un lucru. Fără însă, frate, să pălmim dragostea, să înțelegeți. Adică să o spunem la momentul potrivit și în mod potrivit. Adică cu cuvinte smerite. Nu o să zic că tu ești de vină, o să zici, mie mi-este dificil să ridic un lucru respectiv. Eu nu rezist. Însă nu cum vreau, ci cum vrei tu. Cum se poate și când se poate, înțelegeți? Nu presăm. E mult mai bine să vă mărturisiți voi neputința voastră, să ne mărturisim noi neputința noastră, pentru că este adevărul, înțelegeți? Să nu-l acuzăm pe celălalt. Cum spuneam, trebuie să fii tu cu el împotriva problemei și nu tu împotriva lui cu probleme tale. Astfel ne vom păstra semnătatea, fraților. Trebuie să știți că dorința asta de a rezolva lucrurile, Dumnezeu o ia și uneori o face într-un mod neașteptat. De exemplu, fraților, să știți că dacă ținem în noi și la un moment dat discutăm și dăm pe față niște lucruri, atunci se arată la lumină neînțelegerea, se explică lucrurile și dispare tensiunea. Sau, mă rog, dacă relația este păcătoasă, aceasta se va destrăma. Dar trebuie să fim bine intenționați. Înțelegeți? Și o să se destrame, mă rog, chiar dacă posibil, uneori noi nu dorim să se termine o relație din cauza, mă rog, a dulceții lipicioase și așa întunecate a păcatului din relația respectivă. Fraților, să fim senini. Are grijă Bunul Dumnezeu. Poate că n-am greșit în lucrul respectiv pentru care suntem ocărâți, însă am greșit, am neîndreptățit, am păcătuit altundeva. Și plăcerea păcatului este în noi. Asta trebuie să iasă, fraților, dacă nu ne spovedim și ne pocăim. Să mergeți. Dincolo de asta, posibil că Dumnezeu vrea să ne dea să trecem niște examene. Înțelegeți? Din cauza asta, uneori suferim o cară. Deci, fraților, desăvârșirea este seninitatea deplină împlântată în suflarea vânturilor necurate, în suflarea vijelii urii împotriva noastră. Să nu zicem că e nedrept, fraților, toate le merităm și știe Bunul Dumnezeu. Să nu uităm însă că pentru aceasta, pentru a suferi nedreptatea și atacul de ură, de distorsiune existențială, cum spuneam, de energie demonică,
e nevoie, fraților, de o susținere serioasă din partea Harului, din partea Bunului Dumnezeu și a Maicii Domnului. Altfel, omul nebunește, fraților, sau dă înapoi. Să nu uităm că esticii asiatici au încercat să, încearcă, să fie senin, să fie zen, sau să ajungă la nirvana, cum zice, dar depinde de cine vorbim. Însă, datorită faptului că nu sunt în credința cea adevărată, ajung sau într-o duritate extremă. Vă reamintesc că în China, sportul național, sunt artele marțiale, fraților. Adică modalitatea științifică prin care să snopești sau chiar să omori în bătaie pe cineva. Arte marțiale care fac parte din religia și filosofia lor, fraților. Bazele, să zic așa, științifice, să spunem, da, ale unele din principalele școli ale artelor marțiale chineze, da, adică Kung Fu sau Wushu, au fost puse într-o mănăstire, fraților, da, Shaolin, nu știu dacă știți, în călugări făceau acolo, înțelegi? Chiar fondatorii acestei mănăstiri, niște călugări budiști, mă rog, erau foarte buni războinici, buni în sensul de foarte ucigători, da, foarte periculoși. Ei, asta nu se prea potrivește, fraților, cu blândețea, cu senitatea adevărată, dumnezească, care vine din biruința împotriva patimei mâniei. Înțelegeți? Dacă e să vorbim despre indieni, fraților, mă rog, hai mai bine să nu vorbim, că e rușine este și a spune, pentru că ei se îndreaptă cu așa zisă senitatea lor în direcția plăcerilor trupești foarte, foarte senzuale, foarte păcătoase, dacă știți la ce mă refer. Nu judecăm acum pe oameni, însă duhul e general și foarte clar. Și asta reiese din toată istoria și arta lor. Înțelegeți? Aceste extreme, bineînțeles că se pot găsi desigur și printre noi. Poți să-l vezi pe cineva care e cam ca și Sfinxul, însă în clipa în care îl cași pe coadă, erupe ca un vulcan. Desigur că atunci când erupe, e foarte dificil să-l oprești. Sau să o oprești, da? Poate să fie nu numai un vulcan, ci de multe ori poate să fie doi vulcani sau poate să fie o vulcanică. Înțelegeți? De fapt, cel mai bine este că atunci se face răbdare și rugăciune și poziție de ghiocel, fraților. Da. Atunci, dacă vom fi blânzi și senini, chiar dacă este oarecum de nevoie, o să fie mult, mult mai bine, fraților. Ciondănirea frontală, ca doi câini sau două mâțe, nu ajută fraților, ci din contră. Provoacă sfâșieri și le oficializează pe cele latente. Să mergeți. Mă rog, cum mi-aduc aminte de un caz, că era un părinte care mătura și zicea că eu sunt cel mai rău, eu sunt ultimul dintre oameni, așa mai departe. Da? Și vede un ava și zice, băi, ăsta sau e mare sau face pe deșteptul. Da? Ia să testăm. Ce zice ava la fratele respectiv, îi spune, auzi, știi ce au spus frații că nu mă turbine. Și a început ăsta. Și eu bălăcărit, eu făcut troacă de băcine, ăia, că nu știu, că așa mai departe, că huo, că toate astea. Înțelegeți? Deci omul se vede în clipa în care este atins, în clipa în care celălalt îl testează, cu voie sau fără de voie, clipa în care cineva aruncă cu pietricica într-un vas și sparge vasul, iese dinăuntru. Sau mirul, sau putoarea. Înțelegeți? La fel de periculos, să știți, este și acea pseudo-blândețe provocată de patimele languroase ale trupului și o gândire siropoasă, sentimentală, ca să nu zic senzuală, ca la indieni. Asta e foarte periculos, fraților, și asta duce la păcate serioase dacă nu-i pusă frâna din timp. Pe când omul cu adevărat senin și blând este jovial, tot timpul. Acesta spune în continuu, te rog să mergi, te rog să mergi, fără să stea prea mult pe gânduri. Eu cunosc pe cineva în Sfântul Munte, un monah care este ca și pasăra cerului, efectiv, deci nu are unde să stea, dar este sub cerul liber, sau mai bine este într-o baracă pe care din mile au construit niște părinți. Și tot timpul când se întâlnești cu el, tot timpul te rog să mergi, da? Evlois, tot timpul. Și am învățat asta de la el, la bătrânul Siluan, așa, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Unii râd de el, dar eu am învățat asta de la el și să știți că aduce foarte mare, foarte mare sinentate. Te rog să mergi, vă rog să-mi iertați, da? Ajută foarte mult. Alții care sunt la măsuri și mai mari, au descoperit de la Dumnezeu să-i îndrepte pe ceilalți, chiar dacă ei vor fi mai mult sau mai puțin crucificați, fraților. După cum și Domnul nostru a fost crucificat din blândeț. Asta e desăvârșirea. Vă dau un exemplu. Era un sfânt, Sfântul Sava cel Nebun pentru Hristos, care, Sfânt Atonit a fost, da, și la un moment dat, mă rog, ajunge în Cipru și acolo nu vorbea, ținea canonul tăcerii. Și la un moment dat se întâlnește pe drum cu un italian, un conte italian, era pe vremea ocupației italiene a venețienilor în Cipru. Și contele ăsta era așa foarte țanțo și avea și o pălărie din aia cu o pană și era înconjurat de mai mulți lachei. Și el era pe calm, mergea pe calm și se fălea. Și atunci Sfântul Sava, care era nimeni în drum și plin de praf, dar era în zdrență și plin de murdărie,
ia de jos o, o bețișor mic, așa, și pune, îi pune, pune bețișorul aici la bordurile pălăriei, la, la contele acela italian și face chestia asta, îi aruncă pălăria jos. Vă dați seama, deci la cheii contelui l-au, l-au bătut, l-au stins pe, pe sfânt, înțelegi? L-au lăsat lat jos, ci l-au, l-au, l-au părăsit ca și pe Sfântul Pavel că au crezut că a murit omul, înțelegeți? Dar astea sunt măsuri mari ale blândeții. Eu nu zic să facem așa, nu zic să facem așa, dar măcar frații o să plânge și să iubim ocările și să acceptăm voia lui Dumnezeu. Pentru că atunci vom fi blânzi și iubitori față de toată lumea, vom fi pașnici pe cât se poate față de toată lumea și vom cuprinde pe toți inima noastră. Atunci va fi pacea și fericirea și mângâierea în sufletele noastre de la Duhul cel Sfânt Mângâietorul, care vine în inimile celor blânzi, pentru că blândețea este starea naturală a omului rațional, creat după chipul lui Dumnezeu și nu răgetele, fraților, nu răgetele. Când vedeți pe cineva că este mânios, cum spune? Nu spune că și-a ieșit din fire. Să înțelegeți, mânia, mânia asta împotriva persoanelor, nu-i, nu-i firea umană. Asta e, fraților, înțelegeți? Să nu ieșim din fire, ci să fim blânzi, cu scaun la cap, pentru că așa vom deveni normali și vom ajunge la sfințenie. Vă rog să-mi iertați, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.